Ministrul Educației a făcut precizări importante în ceea ce privește situația elevilor. După încheierea stării de urgență la școală, vor reveni doar elevii din clasele A8 -a și A12 -a pentru a se pregăti de examenele viitoare. Grupele vor fi alcătuite din maxim 10 elevi, care vor purta măști și mănuși. Iar clasele vor fi dezinfectate după fiecare grupă. Pentru situația nefericită a unor elevi care nu au materiale necesare pentru a-și desfășura studiile, reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării au aprobat un document prin care acești elevi vor primi cel puțin o dată pe săptămână sarcini de lucru și resurse educaționale. Pentru încheierea mediilor, Autoritățile au prevăzut mai multe situații în care se vor încheia mediile. În prima situație, dacă elevul are cel puțin două calificative pe semestrul al doilea, media va fi încheiată cu acestea. Dacă elevul are doar un calificativ, se va putea valorifica activitatea din timpul cursurilor online. În cazul în care elevul are doar un calificativ, însă activitatea din online nu se poate nota, o a doua notă va fi calificativul reprezentat de media pe semestrul întâi. Dacă elevul nu are deloc note, media anuală va fi media semestrului întâi. Această situație fiind aplicată pentru ciclul primar, în ceea ce privește învățământul gimnazial și liceal, post -liceal sau profesional, sunt următoarele situații. Dacă elevul are două note, media va fi încheiată cu acestea. Dacă are doar o notă, de asemenea se va putea valorifica activitatea online. Ca în cazul anterior, elevul având doar o notă, iar activitatea online nu poate fi notată, elevului îi se va acorda drept o a doua notă, media de pe primul semestru. Dacă nu are note, va primi drept medie anuală, media semestrului întâi. În cazul în care media semestrului întâi este mai mică decât 5, Profesorul va decide împreună cu elevul o dată la care se poate susține o lucrare scrisă sau proiect prin care să fie notat. Calificativul notării va deveni media anuală.